Premieră în istoria Operei Naționale București, spectacolul La Traviata a fost preluat în Statele Unite de opera din Philadelphia. Premiera americană cu o distribuție de excepție stabilită de managerii din Philadelphia a avut loc la finalul săptămânii trecute și a fost sold out. Regia spectacolului este semnată de Paul Curran. La jumătatea lunii, La Traviata va fi văzută și în variantă high definition în Parcul Național al Independenței. Opera italiană revine în stagiunea 2015-2016 pe scena Operei Naționale București după 15 octombrie.